să se dividă și la 2 și la 3. Da. Iar cerința mea este asta. Deci numele sunt toate acestea de aici. În final, oricare dintre ele le luați și împărțim la 6, împărțim să face exact. Da. Da? Da? Bun. Ce am discutat astăzi? Am insistat pe divizibilitate. Sunteți da. Aici. Ați înțeles ce înseamnă că un număr este divizibil cu ceva sau cineva este divizor al altuia. Da, înțeleg. Înseamnă că se facă împărțirea exactă. Da. Da? Și am văzut criterii de divizibilitate. Deci am văzut și criterii de divizibilitate. Iar acum am făcut aici niște greșiții în care am verificat divizibilitatea. Da? Și ați văzut exact ce și cum. Deci sinteza orice am însemnat. Am însemnat divizibilitate. Da, criterii de divizibilitate și aplicați. Ne oprim aici. Să nu uitați să dați like și abonați la canal. Și pe YouTube și pe blog. Peste tot. Și pe YouTube și pe blog. Peste tot. Acum am înțeles. Deci putem face aprobarea. La revedere! La revedere!